Numele meu este Jack Fresco. Sunt proiectantul proiectului Venus în Venus, Florida. Războiul este un cuvânt care a fost inventat când un grup de oameni dintr-un teritoriu a luat pământul altora. Au folosit forța și violența, iar războiul a fost mijlocul pentru a face asta. Împuști alți oameni, le fur femeile și resursele pentru propriul câștig. Națiunile au fost în război de când oamenii au inventat arme. Iar atâta timp cât inventezi arme, o să ai război. Războiul înseamnă să protejezi tot ce ai furat de la alții. Nici o națiune nu pornește foarte mare. Ele pornesc mai mici și iau terenurile de la alți oameni. Și nu le iau pe baza de invitație. Nu au fost invitate să preia terenul. Le-au luat prin ucidere, forță și violență. Războiul este modul cel mai nepotrivit pentru soluționarea diferențelor. De aceea sunt împotriva Pentagonului și armatei, pentru că în mare parte ar trebui să-i preocupe cum să treacă peste diferențe și să aducă națiunile împreună spre un scop comun. Mai precis, să aibă grijă de mediu, unul de altul și să restaureze mediul deteriorat. Asta e ce mi-ar place să văd în sistemul militar. Mi-ar place să văd, în loc de instruirea milioanelor de soldați să devină mașini de ucis, mai degrabă i-aș instrui să fie cei care rezolvă probleme. Să-i trimit înapoi la școală, să-i învăț știința socială, psihologie socială, sociologie, astfel încât pot să adauge la cultură, nu să fie destructivi.